Bun găsit, doamnelor și domnilor, și o săptămână excelentă să aveți. De la această oră l-am invitat pe managerul Spitalului Județean de aici din Târgu Jiu, domnul Dumitru Vienescu. Este alături de noi și ne va spune cum vom finaliza acest an din punctul de vedere al problematicii acestei pandemii. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Știu că sunteți foarte obosiți și cu greu vă aducem la cadru și chiar sunt recunoscătoare că ați reușit să ajungeți. Bună seara și mulțumesc de invitație. Cum încheiem anul ăsta, având în vedere că pandemia nu ne-a lăsat deloc în pace, așa cum ne-am fi dorit? Mai mult decât atât, am trecut în acest val 4 cu foarte multe decese pe zi. În altă ordine de idei, campania de vaccinare a avut un succes și poate chiar se vede în incidența care începe să scadă. Am văzut Bucureștiul, spuneați dumneavoastră că probabil și Gorjul va arăta mai bine, mai ales Târgu Jiu, de săptămâna viitoare. Sperăm. Așa că vă las pe dumneavoastră să ne spuneți cum stau lucrurile. Din păcate, încheiem anul cum nu ne doream să-l încheiem, pentru că, de cum se vede, pandemia este un val al pandemiei care, din punctul de vedere, a fost atât de intens față, mult mai intens de celelalte valuri care au fost până acum. Se vede, așa cum a spus și dumneavoastră, și numărul de decedați, dar și în rata de ocupare a paturilor la nivelul spitalelor, unde spitalele cu greu fac față în momentul, acum pentru paturile, în special pentru paturile de ATI. Știți foarte bine că atunci, în iulie, când s-a degrevat un pic activitatea aceasta de COVID, și Spitalul Județean și-a făcut un plan de reziliență în care și-a redus numărul de paturi la timpul respectiv la 35 de paturi și își propunea, în situația în care pandemia va reveni, să meargă undeva la 50 de paturi de boli infecțioase și la 12 paturi de ATI COVID. Ați reușit? Iată că aceste paturi s-au mărit chiar față de numărul acesta, pentru că în momentul de față avem 77 de paturi de boli infecțioase, iar la ATI COVID 19 paturi. Și cu toate acestea, capacitatea spitalului este plină. Domnul Vienescu, voiam să vă întreb și mă pun în pielea celor de acasă, care știți și dumneavoastră la fel de bine ca și mine, pentru că auziți, mergeți pe stradă, că majoritatea încearcă să nu ajungă la spital atunci când are această problemă. Se testează și încearcă acasă să stea. Unii, da, își sună medicul de familie, iau medicația și se fac bine. Alții, din potrivă, ajung să fie mai rău și n-au încotro și ajung la spital. Spitalul este locul la care nu mai vrea să ajungă românul, chiar dacă că își plătește toate dările către stat și acele CAS-uri. S-a vehiculat așa în tot mediul, online și nu numai, că acolo te duci și este foarte rău. Ca să nu spun mai mult. Eu aș contrazice acest lucru, pentru că am vorbit și eu cu medicii din secțiile de boli infecțioase și secțiile de ATI. Din păcate, foarte mulți pacienți devin în formă foarte gravă, când plămânul este foarte afectat și cu greu se mai poate reuși să salva acel pacient. De aceea, sfatul meu este ca toți pacienții care au anumite simptomatologie să consulte medicul de familie și să vină la spital cu încredere, pentru că dacă este tratat din timp și s-a dovedit situația, dacă este tratat din timp, există posibilitatea să nu aibă așa probleme grave cum să ajungi în secțiile de ATI. Un factor determinant și asupra acestei pandemii, așa cum ați văzut și în ultima perioadă și s-a spus de multe ori, s-a mentalizat, este vaccinarea populației. Pentru că foarte multe sau majoritatea cazurilor care au fost în secțiile de ATI au fost persoane nevaccinate sau în secțiile de boli infecțioase persoane nevaccinate care nu s-au prezentat la timp și datorită acestui lucru starea de sănătate s-a agravat și au ajuns în secțiile de ATI. De aceea aș sfătui pe toată lumea sau toată populația care prezintă anumite simptome să vină la spital să te testeze, să consulte un medic de specialitate care să-i prescrie măcar un tratament care poate, dacă nu este de formă gravă, poți să-l administreze și acasă, da? Să se prezinte la medic pentru a beneficia de acest tratament. Știți că și cu testarea este un semnul întrebării vis-a-vis de cuantumul ei. Nu și-l permite tot omul și vreau să le spuneți și care este procedura. Adică trebuie să vii cu bani în buzunar atunci când vii să te testezi acolo? Banii în buzunar se poate veni atunci când o persoană vrea să plece în afară, în străinătate, sau vrea să participe la anumite, nu știu, simpozioane, cursuri unde să ceră acest test PCR. Pentru persoanele care însă se prezintă simptomatologie, se internează în Spitalul Județean, în zonele de tampon, acolo se testează, recoltează testul și în aceea zi sau cel târziu a doua zi dimineață se eliberează rezultatul. Deci, pentru persoanele care sunt cu simptomatologie, nu se plătește acest test. Doar pentru persoanele care sunt la cerere și au anumite, au multe nevoi, așa cum v-am spus, poate vrea să meargă la un meci de fotbal sau anumite activități pe care dânsul le dorește să participe. Având în vedere că s-a introdus acest certificat verde, obligativitatea lui în spațiile publice, vă întreb dacă și la dumneavoastră e cazul
cum se face, când nu îl arătăm și cine mai intră în spital până la urmă. Da, au fost acele discuții pe introducerea acelei legi prin care și angajații spitalului să poată intra în spital doar dacă se prezintă certificatul verde. Nu a fost aprobată acea lege, din câte știu. Dar pe baza legislației actuale, noi am și comunicat persoanele care pot să intre în spitalul județean fără să prezinte testul de vaccinare. Și aici mă refer la angajații spitalului, care pot să intre în primul rând, la persoanele care doresc să beneficieze de servicii medicale, care nu au nevoie de certificatul medical, persoanele care se prezintă la centru de vaccinare, spitalul are deschis un centru de vaccinare, acestea ar fi situațiile în care personalul nu trebuie să prezinte acest certificat verde. În situația în care sunt anumite persoane care doresc, nu știu, să vină în audiență sau să facă anumite lucruri care nu se intră în această categorie, trebuie să prezinte certificatul verde pentru a intra în incinta spitalului. Și în urgență pediatrie pentru mămici, că sunt foarte multe și știți că copiii sunt cei mai vulnerabili, copiii și bătrânii. Deci copilul este însoțit și de mamă și nu se cere testul de certificatul verde pentru a intra în spital. Am înțeles. Vă întreb și dacă personalul din spitalul dumneavoastră a ales în mare măsură să se vaccineze sau mai aveți un procent care refuză? Da, deci dacă la începutul lunii octombrie undeva gradul de vaccinare la nivel de spital era undeva la 56%, acum acest grad de vaccinare a crescut la aproape 70%. Și categoria care este în frunte, și pot să spun așa ceva, sunt medicii care sunt vaccinați în proporție de 87%. Eu cred că este cel mai bun exemplu pentru întreaga populație, pentru că dacă medicii se vaccinează, eu cred că ar trebui să avem încredere în acest vaccin și întreaga populație să se vaccineze. Deocamdată este o creștere asupra vaccinării. Avem deschis centrul de vaccinare la Spitalul Județean, la Spitalul Pasarelă, așa cum se spune, din Aicuza. Acolo este centrul de vaccinare deschis atât pentru populație, dar și pentru personalul propriu și se vede că în ultima perioadă, din 26 octombrie de când s-a deschis pentru populație, sunt un număr de 840 de persoane care s-au vaccinat. M-aș întreba dacă medicii mai pot. Se spune că sunt puțini, sunt gărzi multe. Nu știu dacă la salarizare ați pățit același lucru pe care l-au pățit profesorii, adică n-au luat ce li s-a promis și sunt probleme și de maniera asta, că până la urmă toți ne ducem la serviciu ca să luăm un ban, nu? Să putem trăi. Da, în privința drepturilor salariale au fost acordate toate drepturile salariale prevăzute de legislația în vigoare. Referitor la epuizarea medicilor, într-adevăr, a fost o activitate destul de intensă în ultima perioadă. Este în continuare o activitate destul de intensă. Sperăm cu personalul care există, am făcut și anumite delegări de la anumite secții pentru a suplimenta acolo personalul, adică din zonele în care activitatea era redusă, a luat personalul prin delegare și dus în zonele de COVID și de secții de boli infecțioase. Sperăm să facem față acestui val, mai ales că, din punctul de vedere, cât se observă o anumită stagnare sau chiar o mică scădere la nivelul județului Gorj de cazuri de COVID. Mai faceți angajări și dacă da, spuneți-le oamenilor pe ce funcții, de ce aveți nevoie, cine să se pregătească. Se spune că valul 4 încă nu și-a atins vârful. Da, să știți că angajarea am avut în această perioadă, la începutul acestui val, anumite posturi scoase la concurs și am întâmpinat o problemă destul de delicată, să spun așa, pentru că nu am îndeplinit condițiile sau nu am avut sala necesară pentru a organiza concursul. A fost posturi de asistent medical scos la concurs pe secțiile de ATI, unde au fost un număr de peste 50 de candidați, iar sala, la Spitalul Județean Târgu Jiu nu a existat această sală pentru a organiza concursul. Am cerut sprijin și la Facultatea din Târgu Jiu. La fel ni s-a spus că nu pot să împlinească aceste condiții și au fost suspendate aceste concursuri. Aoleu, deci chiar e de rău asta. Da, că în momentul de față... Nu se poate să nu găsești... Să știți că trebuie păsate acele reguli care trebuie păsate. Un anfiteatru, nu avem pe aici. Trebuie păsate acele reguli la o distanță de 2 metri, care nu au găsit posibilitatea până în momentul de față și au fost amânate aceste concursuri. Sunt în momentul de față concursurile care sunt în desfășurare. Avem un concurs de șef de birou administrativ care e în organizare. Avem 8 candidați pe post. Se poate organiza acest concurs. Dar deocamdată posturile acestea pe funcții de execuție o să le temporizăm momentan până vedem ce se va întâmpla cu pandemia. Bine, cele mai importante sunt nu de medici, de asistenți, infirmieri. La medici sunt în continuare organizate concursurile. Chiar săptămâna trecută am avut aceste concursuri pentru ocupare de funcții, medic de pneumologie, medic de laborator. Acum, astăzi, ieri s-au finalizat și vineri s-au finalizat dosarul de selecție pentru 2 posturi de medic neonatologie. Aici sunt candidați. Vreau să vă întreb dacă aveți, că am văzut că Mehedințiu deja pune afișe. Nu există medici? Adică mulți nu se mai specializează aici? Sunt, avem deci, probleme?
sunt aproape majoritatea specialităților le avem asigurate. Sunt și la nivelul spitalului probleme pe deficit de medici și aici m-aș referi în special la specialitățile de radiologie, cardiologie, neonatologie. Sunt probleme în ceea ce privește medicii de specialitate. Facem eforturi, postul s-a scos la concurs, nu s-a prezentat nimeni, mă refer la radiologie, cardiologie, o să le scoatem din nou la concurs. Sunt foarte importante, mai ales acum. Cardiologia s-a întâmplat și un lucru foarte, adică până acum... Trist. Da, nu. În privința rezidențiatului s-a mărit perioada de rezidențiat cu un an și de aceea s-a creat un oarecare deficit de personal. Neonatologia s-au înscris deja doi candidați pe post, cu toate că mai sunt, mai nevoie de medici. Am avut discuții acum și cu directorul medical, o să încercăm să colaborăm și cu alte facultăți și facultățile din Timișoara sau din Craiova pentru a avea cumva o bază de rezidenți care ne pot ajuta în situații în care avem deficitul. Ținem legătura cu cele două facultăți și sperăm să fim ajutați măcar cu posturile de medic de rezident, astfel încât să eliminăm aceste... Uite, un lucru bun, care venim cu el din trecut, că așa era pe vremea comunismului. Da, pentru că sunt foarte mulți... Atâtea locuri am nevoie. Eu știu, de exemplu, cazul Timișoara, unde am fi copilul la facultate, sunt foarte mulți copii sau din Gorj care sunt la facultatea din Timișoara. Sunt ani terminal care probabil ar dori să vină în Târgu Jiu și, având în vedere că avem specialități deficitare, le putem oferi anumite posturi care să poată să vină să participe la concurs. Ca să nu vă dau o veste tristă, că tot vorbeam puțin înaintea acestei emisiuni, majoritatea celor care pleacă în alt oraș nu prea vor să mai vină în Târgu Jiu. Rămân pe acolo. Ne ducem noi părinții după ei. Noi încercăm să-i atragem și în Târgu Jiu, să reușim să vie și în Târgu Jiu. Da, să sperăm că până la urmă Târgu Jiu devine acel oraș pe care ne-l dorim cu toții, nu? Sperăm. Un colos industrial, comercial, cu autostrăzi, cu de toate. În fine, revenind la problematica discuției noastre, nu v-am întrebat de medicamente. Când spui medicament, deja este un subiect amplu în țară. Ați văzut că și domnul Becali și-a declinat intenția de a ajuta statul român. Ne-au sărit în ajutor alte state, cum ar fi Ungaria, Serbia, cu aparatură, cu medicamente. Ei, aici la Târgu Jiu cum e? Și să ne vorbim și de protocol, că e foarte important. La oameni le e frică și de acest protocol. Da, în ceea ce privește medicamentele care sunt non-COVID, adică pentru pacienții internați în secțiile non-COVID, avem și dispunem de aceste medicamente. Nu mai venim cu ele de acasă, cum veneam pe vremuri. Nu mai venim cu ele de acasă. În ceea ce privește cealaltă parte a medicamentelor de COVID, care sunt repartizate către Ministerul Sănătății, sunt anumite probleme și la Spitalul Județean. Pentru că cantitățile acestea sunt foarte mici, se fac solicitări către minister, iar ministerul repartizează aceste medicamente către spitale o dată pe săptămână. Chiar astăzi am fost nevoit să trimit o mașină la București pentru a nu mai aștepta transportul de acolo pentru a aduce o cantitate de 150 de fiole de Remdesivir. Sunt medicamente care se consumă foarte repede pentru că sunt foarte mulți pacienți și aceste medicamente, v-am spus, sunt anumite perioade în care stocul este la limita minimă. De aceea facem eforturi astfel încât să asigurăm și aceste medicamente. Acele aparate de oxigen, ce ne spuneți despre ele? Sunteți dotați... Deci noi, în privința oxigenului, avem la Pasărel, acolo unde a fost creată marea parte a structurii de COVID, avem secția de ATI COVID, care a fost renovată în totalitate și a fost instalate prize de oxigen la fiecare pat care există acolo. De asemenea, secția de boli infecțioase, care nu avea mai deloc prize de oxigen, în momentul de față toate 50 de paturi au prize de oxigen. Pacienții care se internează în boli infecțioase au fost extinse și către zona de dermatologie și acolo sunt prize de oxigen, dar sunt și concentratoare de oxigen, adică sunt pacienții care poate sunt forme un pic medii sau ușoare și sunt internați în acea zonă. Oxigenul, din privința oxigenului, vedeți că în toată țara sunt aceste probleme cu oxigenul. Noi putem spune că am avut un mare noroc pentru că am instalat acel stocator de oxigen de o capacitate de 7500 de litri, care este un consum enorm de oxigen. Dacă acum sau înainte de pandemie, la nivel de spital, era undeva la 10.000 de metri cubi consumul pe lună, acum a ajuns la 70.000 de metri cubi pe lună. Atât de mult. Stocatoarele sunt alimentate din 3 în 3 zile pentru că se termină oxigenul. Avem și acele rezerve de tuburi de oxigen care se intervin în cazul în care se termină oxigenul din concentrator, dar se pare că este o problemă nu în privința contractelor. Avem contracte încheiate sau acordul cadru până în 2024 pe acest oxigen, dar se pare că la nivel de țară este un deficit de oxigen sau livrarea de oxigen nu se face în cantități suficiente la toate spitalele. Consum extraordinar de mare. Este foarte importantă și siguranța electrică, pentru că vedem ceea ce s-a întâmplat la foarte multe spitale din țară. Am văzut și auzim că nu vreau să intru în spital pe picioare și să ies carbonizat. Spuneți-mi dacă aici, la dumneavoastră, controlele se fac acum, din 3 în 3 ore, le fac pompierii.
ISU face acel control din 3 în 3 ore referitor la concentrația de oxigen din saloane. Avem și noi acele detectoare de oxigen mobile care sunt la dispoziția personalului medical, dar și ISU vine și verifică aceste de concentrație de oxigen. În privința instalațiilor electrice, vă spun că perioada asta de liniște supraaglomerare până la urmă. În perioada de liniște care a fost atunci în iunie-iulie s-a muncit foarte mult în zona aceasta de COVID. Pentru că atât secția de oncolo, de boli, unde sunt pacienții de COVID, ATI COVID, secția de boli infecțioase, cât și zona de dermato au autorizație de incendiu de momentul de față. Au instalațiile puse, în regulă sunt avizate, din punctul nostru de vedere sunt schimbate întregile instalații electrice în zona de oncologie și dermato. Eu cred că nu ar trebui să fie probleme în privința asta la Spitalul Județean. Am făcut o emisiune săptămâna trecută și cineva îmi spunea că la spitale există și un psiholog. Eu pusesem întrebarea, oare există, pentru că sunt cadre medicale care au nevoie, sunt supra-solicitate, bolnavii până la urmă au mare nevoie dacă nu sunt cu un însoțitor și să le spuneți la oameni și asta, au voie să vină cu un însoțitor cei care sunt bolnavi de COVID sau nu? Cum mai e procedura acum? Da, aparținătorii au voie în zonele de ATI COVID să vină să viziteze pacienții internați o dată pe perioada internării. Se face o cerere, se aprobă de medicul șef de secție și pot să viziteze pacientul, v-am spus, o dată pe perioada internării. În privința psihologilor, avem angajați psihologi la nivelul spitalului și chiar acești psihologi au fost delegați și în zona de ATI COVID, pentru că și acolo pacienții, având starea care este și având nevoie de încurajare, sunt delegați în permanență un psiholog care stă de vorbă cu pacienții pentru a-i încuraja sau pentru a le crea o anumită stare și de care au nevoie în momentul de față. O reechilibrare, dacă la un moment când m-a auzit cineva spunând de psiholog vis-a-vis de Spitalul Județean și doctor, chiar spunea că era medic. Noi avem nevoie de odihnă. Asta le lipsește medicilor și asistenților și infirmierilor, pentru că chiar lucrează la foc continuu. Da, este o perioadă destul de încărcată, așa cum am spus. Este o perioadă foarte grea, dar trebuie să rezistăm că nu avem ce face. Este o perioadă în care sperăm că într-o lună de zile se vor liniști lucrurile și vom intra pe un făgaș cât de cât normal. Dar până atunci trebuie să facem față acestei val de pandemie. Credeți că această lună în care, iată, am intrat într-o altă stare de alertă, cu alte decizii la nivel de restricții, vă aduce sau vă ajută acolo la Spitalul Județean, având în vedere că, iată, se intră oarecum și pe baza acestui certificat verde în anume condiții? E o aerisire, e o lejeritate, vă desfășurați munca mai ușor? Da, în privința accesului în spital, în privința modului în care nu mai este acel fluctuație în spital de aparținători care undeva pot să încurce și activitatea medicală este foarte bine. În privința cealaltă a modului de organizare a activității spitalului, în momentul de față ești blocat pentru că nu poți să scrii alte structuri medicale, având în vedere că încurci circuitele actuale de COVID. De aceea se doreau mai mult înființarea anumitor cabinete care le doream de reumatologie, de hematologie, care în momentul de față nu se pot organiza, pentru că dacă le organizăm, intrăm în activitatea de COVID și toate nu se pot în momentul de față. De aceea a fost bine activitatea de COVID, pentru că v-am spus, pacienții nu mai sunt atât, aparținătorii nu mai sunt atât de mulți în spital și este undeva o relaxare, dar în privința modului de dezvoltare sau de creare altor structuri este mai complicat. Nu mi-ați răspuns la întrebarea vis-a-vis de protocol. La oameni le e frică de protocolul acela de medicamente care spun că fac mai mult rău decât mai mult bine, că foarte mulți ajung pe secțiile ATI și sunt din ce în ce mai rău. Că li se scot medicamentele dacă are cardiopatie ischemică sau diabet, li se scoate medicația aia și se dă numai cea de COVID. Știți cum, eu nu sunt medic, sunt de profesie economist și nu pot să intru în aceste amănunte. Noi când vă prindem pe aici, vrem să le știți. Dar din punctul meu de vedere, trebuie să aibă încredere în personalul medical, pentru că acele medicamente sunt prescrise pe un protocol la nivel național, sunt administrate în toate spitalele din România și nu cred că cineva își permite să greșească în această privință. Deci, eu recomand să aibă încredere în medicamentele recomandate de către personalul medical. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni și vorbim în continuare despre dotare, pentru că este foarte importantă în această conjunctură pandemică. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume. Iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica la
fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Momentele de neuitat se petrec într-un loc rafinat. Începând cu luna septembrie, ai la dispoziție cea mai nouă și elegantă locație de evenimente din Târgu Jiu, Dolce Vita Ballroom. Într-un spațiu elegant, Dolce Vita Ballroom organizează nunți, botezuri, aniversări, evenimente corporative sau orice alt eveniment important din viața dumneavoastră. Rezervă-ți evenimentul tău începând cu luna septembrie la Dolce Vita Ballroom, strada Vadului numărul 24, pe centura Jiului, vis-a-vis de sediul Mentor Beton. Detalii și rezervări la telefon 0764 071 771. Viața este un eveniment. Alături de noi va fi unul memorabil. Dolce Vita Ballroom. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Puterea este capacitatea de a duce un lucru la bun sfârșit. Dacă vreți să fiți eficienți, implicați în munca voastră un produs în care puteți avea încredere. Profit acum de campania de toamnă în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Târgu Cărbunești, Novaci, Turceni, Padeș, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112 și la telefon 0253 210 736. Raico, ia-l naibii de greu să fim cei mai buni! Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covorașe auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Pensiunea Casa Cartianu, aflată la 8 km de centrul orașului Târgu Jiu, este o locație de evenimente completă, potrivită pentru orice tip de eveniment. Casa Cartianu, ideală pentru o petrecere în familie, o nuntă, un eveniment corporate sau un festival. Dispune de două restaurante indoor, iar pe terasa piscinei Casa Cartianu se poate instala un pavilion ce asigură o capacitate de 100-250 de persoane. Relații la numărul de telefon 0756-363-454. Pensiunea Casa Cartianu, clipe de neuitat într-un loc fascinant.
Te-ai săturat să iei un pumn de pastile pentru durerile de spate? Cauți un tratament modern pentru a scăpa de durerile cauzate de reumatism? Tratamentul cu laser este soluția modernă. Lumina laserului are efect antialgic, miorelaxant și antiinflamator. Pe scurt, scapi de durere. Scapă de povara durerilor cu ajutorul Centrului Medical Laser Terapie. Vă așteptăm în Târgu Jiu, Calea Severinului, numărul 82 sau la telefon 0786 717 506. Ai un câine sau o pisică? Animale de fermă? Noua farmacie veterinară și pet shop Two Tails din Târgu Jiu îți pune la dispoziție o gamă largă de produse, precum medicamente, hrană uscată și umedă, accesorii și cosmetice pentru animale, raticide și insecticide. Farmacia este deținută de doi medici veterinari cu experiență vastă în domeniu, care vă pot ajuta să luați cele mai bune decizii pentru animăluțele dumneavoastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Unirii, numărul 36, în complex Gârdu. Farmacia și pet shop-ul Two Tails. Cu pasiune și profesionalism pentru un animăluț sănătos și fericit. Revenim în direct cu dumneavoastră și cu managerul Spitalului Județean de aici din municipiu, domnul Dumitru Vienescu. Vă întrebam puțin mai devreme de dotare. Mi-ați spus ceea ce nu aveați, ceea ce ați completat, dar să știți că atunci când vorbești de dotare, vorbești și de mâncare. Acum. Se mai duce bolnavul cu pachetelul. Cei care sunt pe secțiile astea COVID primesc, în afară de perfuzii și vitaminizarea aceea care e foarte importantă și altceva. Suntem curioși. Da, bineînțeles. Acum, meniul care îl primește pacientul este meniul care este stabilit prin, adică tariful alocat pentru meniu este stabilit prin ordin, prin hotărâre de guvern și alocația de hrană este la nivelul maxim care se poate acorda în momentul de față în Spitalul Județean. Cât e? E 11 lei la comun, la diabet crește la 16 lei, depinde de meniul fiecare și de regimul care îl are fiecare persoană. Și nu l-ați mărit acum, având în vedere că s-au mărit prețurile, adică nu știu, zic și eu. Nu, asta este stabilit prin hotărâre de guvern, prețurile care sunt stabilite. Acum, nu știu... Că le cumpărați pe toate mai scumpe, și cartofii, și pâine, da, și, bineînțeles, toate și uleiul. Bine, avem contracte care sunt încheiate înainte de asta și sunt... Asta vă acoperă un pic, da. Rămân prețurile care au fost atunci. Acum, personalul medical am văzut că sunt și persoane care poate, nu știu, nu vor să mănânce din care spital sau să servească din alimentele servite de spital și mai vin și cu pachetele de acasă. Sunt și persoane de genul ăsta. Dar eu pot să spun că am fost pacient al Spitalului Județean. Nu pot să spun că nu este mâncarea bună în momentul de față. V-au vizitat aparținătorii ca să vă dăm dacă... M-au venit aparținătorii nu aveau voie să vizite, că eram în zona de COVID și nu aveau voie. Dar vă spun, în fiecare zi este carne la masă, se servește... Am scris și zero, a stat și mult. Dar 3 săptămâni? 18 zile am stat în spital, dar din punctul de vedere este totuși, alimentația este bună, se mai poate și îmbunătăți, dar totuși este un nivel care eu zic că e acceptabil din punctul de vedere. Ne spuneați nouă, de fapt, puțin mai devreme, că și acolo, la Spitalul Județean, adică există laborator și lumea se poate testa, se vede dacă are această proteină spike, nu? Așa, da, sunt acei anticorpi care arată dacă într-adevăr organismul a dezvoltat anticorpi după ce s-a vaccinat sau după ce a trecut prin boală. Și noi avem voie să venim acolo, adică da, având în vedere restricțiile și toate câte mai sunt... V-am spus, personalul care dorește să beneficieze de servicii medicale poate să intre în Spitalul Județean fără certificatul verde. Aceste teste se pot efectua în laboratorul de analize din ambulatoriu, se recoltează testele de sânge și se comunică atunci la timpul respectiv pentru că este un kit, că se strânge anumit număr de persoane care să ducă la epuizarea întregului kit, se comunică pacientului, se spune când se va primi rezultatul, dar se fac la nivelul Spitalului Județean aceste teste. Vă ne mulțumește ceva la pacienți? Că dacă mereu și pacienții spun că sunt nemulțumiți de corpul medical, poate, na, tot și dumneavoastră. Da. Pacienții. Noi trebuie să fim să corectăm, la dispoziția pacienților, să-i ascultăm chiar undeva, dacă nu au dreptate, poate sunt și situații, trebuie să-i ascultăm, să încercăm să-i le vorbim frumos și să le spunem calea care este corectă și legală. Sunt și pacienți, într-adevăr, care poate nu înțeleg această situație, dar v-am spus, noi nu suntem puși acolo decât să ascultăm și să le dăm
să-i ajutăm în serviciile medicale de care trebuie să beneficieze. Să vorbim despre ceilalți bolnavi, acei bolnavi care în acest moment nu pot să mai vină la spitalul județean, pentru că și aici au fost alte reorganizări, alte restricții. În privința spitalului județean de urgență Târgu Jiu nu s-au închis serviciile medicale în COVID. Nu există, hai să spunem până înțelege toată lumea. Deci personalul, toți pacienții care nu sunt, deși se întâmplă, orice pacient care intră în spital, în primul rând este testat să vadă dacă este pozitiv sau nu. În situația în care este pozitiv, este îndrumat către sectoarele de COVID, iar dacă este negativ, vor fi dirijat în toate zonele non-COVID. Și aici vreau să vă spun că nicio specialitate la Spitalul Târgu Jiu nu a fost închisă. Pe toată perioada de pandemie, toate secțiile funcționează. Poate cu capacitate mai redusă, dar toate secțiile funcționează în momentul de față și pot să beneficieze de serviciile medicale. Ați avut o mare problemă la început cu personal infectat, pentru că nu era încă vaccinul, multă lume făcea COVID, rămâneați descoperiți pe anume paliere. Acum, având în vedere că multă lume s-a vaccinat din corpul medical, nu mai e ceea ce a fost, vreau să vă întreb și aici dacă în acest moment aveți medici sau asistenți care sunt în izolare, în carantină sau în spital. Dar sunt în scădere și aici, dacă pe undeva acum două săptămâni erau în jur de 25 de persoane din spitale infectate, astăzi, pe comunicarea făcută de SPIAM, sunt 7 persoane care mai sunt infectate în spitalul județean. Medici sau? Sunt toate categoriile. Vă pot spune că din fiecare categorie este câte o persoană care este infectată. Dar acest număr de persoane nu afectează capacitatea spitalului pentru că pot fi înlocuiți sau rechemați din concediu personalul medical pentru a face față asistenței medicale. Monoclonale avem la Târgu Jiu? Au venit și aici ceva? Au venit 16 doze, au mai fost suplimentate cu încă 10. Chiar astăzi ne-a cerut Ministerul Sănătății o situație asupra modului de consum acestora și dacă mai sunt nevoie de acești anticorpi. Sunt criterii preferențiale? Iertați-mă că vă întreb. Nu. Aici este o metodologie care este stabilită de Ministerul Sănătății și stabilește persoanele eligibile pentru acest tratament. Medicul este cel care recomandă acest tratament de anticorpi monoclonali. Nu, sunt preferințe, medicul e cel care decide și administrează la pacienți. Sunt probleme cu depozitivarea? Cât stă lumea acolo? Când le dați drumul? Deci personalul este, după ce testul iasă negativ, atunci sunt în funcție de starea de sănătate, dacă îi permite, este externat și pacientul pleacă acasă, dacă nu este internat în zonele de non-COVID, așa cum v-am spus. Într-adevăr, perioada de negativare a pacienților este foarte mare și în special la pacienții care sunt în secțiile de ATI. Probabil că, nu știu, poate boala este mai, formă e mai severă și se vindică foarte greu. Și după această perioadă, chiar dacă sunt negativi, pacienții au nevoie de aceste în continuare de asistența medicală care trebuie acordată în continuare chiar și în secțiile de ATI non-COVID. Știți că există acea vorbă, nu mă duc în spital că mă contaminez, nu neapărat de COVID, e de când lumea vorba asta și v-aș întreba cu igienizarea cum stați, cum o faceți, acolo la ATI, ce trebuie să știe oamenii? Deci, fiecare secție a fost dotată în momentul de față cu nebulizatoare care folosesc substanțe dezinfectante de înaltă performanță. Se face permanent această nebulizare și atunci când un pacient intră pozitiv, se face nebulizarea, se închide acel sector, se face nebulizarea și se decontaminează toată această zonă. Personalul medical, știți foarte bine că nu mai sunt probleme cu acele echipamente de protecție, sunt echipați cu răspunzător. Eu, din punct de vedere, nu văd ce probleme sau ce teamă să fie din privința pacienților pentru dacă se pot infecta în cadrul spitalului județean. Acum știți cum e, infecția se poate lua și pe stradă. Ați văzut că sunt tot felul de cazuri. Dar prima bagnotă care o bag în portofel. Sau? Dar eu cred că nu ar trebui să se teamă de acest lucru. Nu v-am întrebat și concursurile, că revin iarăși la concursuri pentru că nu mai avem foarte mult timp din această emisiune. Dacă au fost limitate de ceva în această perioadă, în afară de spațiu, că n-ați zis că nu au fost limitate de absolut nimic. Adică în privința asta se intră pe bune? Da, păi, eu din punctul de vedere cred că da. Se intră pe bune și chiar vreau să lucrez la acest regulament de organizare a concursurilor. Acest regulament de organizare a concursului în sensul că acum, de exemplu, se scot posturi pe secția medicală, gastro și așa mai departe, cu fiecare comisie, pe fiecare secție în parte. Îmi doresc să fac un concurs comun, ca un fel de rezidențiat pe post, adică am nevoie de 5 posturi de infirmier în secții diferite, da? Organizez un singur concurs,
primii 5 candidați care sunt declarați admiși vor fi chemați pentru a fi repartizați pe locurile pe care doresc să fie angajați. Și în acest sens cred că se elimină și această suspiciune, pentru că nu vor fi comisii pe secție și vor fi o comisie comună pe tot spitalul, și rapiditatea de angajare, pentru că nu va mai dura atât de mult aceste concursuri. În fiecare zi anunț concurs. Stabilim deficitul de personal, scoatem o dată la concurs și în 3 săptămâni putem angaja toată structura de personal angajată. Deci eu, din punct de vedere, cred că acest lucru va întări, să zicem așa, modul în care concursurile sunt organizate corect. Acum, la sfârșit de an, licitații, mai faceți pe ceva? Oricum, s-a dat așa cumva liber la achiziții, dar tot timpul nu e nimic la liber, că e apoi controlat. Da, bineînțeles, licitații se fac pentru că acolo unde sunt se termină acele acorduri cadru sau cantitățile de medicamente sau materiale sanitare se termină, se fac licitații pentru asigurarea stocurilor. Da, în perioada asta să știți că termină foarte repede, în special materiale de echipamentele de protecție, pentru că sunt consumurile foarte mari, se termină foarte repede, este nevoie de completarea stocurilor, dar se fac în continuare achiziții, consumurile și prețurile sunt foarte mari la nivel de cheltuielile, sunt foarte mari la nivel de spital. Deocamdată rezistăm și sper să rezistăm în continuare. V-ați uitat cumva, având în vedere că acum nu mai asigurați un interimat, sunteți cu drepturi de pline acolo. V-ați uitat cumva așa, v-ați trecut prin fața ochilor absolut tot ce e la Spitalul Județean și să încercați cumva să, nu spun să protejați, să ajutați producția autohtonă atunci când e vorba de medicamente, atunci când e vorba de simple cearșafuri, nu? Că e nevoie de lenjerii. Este adevărat și așa ar fi ok să ajutăm producția internă, autohtonă, dar sunt aceste proceduri de achiziție în care este prețul cel mai mic și această procedură trebuie respectată. Nu putem să influențăm aceste achiziții. Se scoate la licitație care este prețul cel mai mic atunci când câștigă licitația. Deci noi nu putem influența acest lucru în privința achizițiilor publice. O altă întrebare ne duce și în sfera în care nu ne place să discutăm despre asta, dar acolo unde sunt decesele. Au fost oameni care au fost de-a dreptul supărați că nu li s-au mai înapoiat obiectele celui decedat. Numai de vreme de anul trecut am avut, nu, în peisajul Gorjan așa ceva și nu numai, că vedem la nivel de țară și în spațiile online unde suntem prezenți mai tot timpul. Aici ce le spuneți la oameni? Sau care e procedura? Care e protocolul? Da, a fost această situație anul trecut, a fost câteva cazuri, pentru că pacienții erau transferați dintr-o parte în cealaltă, atunci când era urgența transferați, poate, nu știu, erau anumite etape în care nu se respectau în procedură și existau aceste situații. Anul acesta, din câte știu, nu s-a mai întâmplat acest lucru, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, există o procedură scrisă, oamenii au fost instruiți din nou, astfel încât să nu se mai întâmple ca atunci când bunurile pleacă dintr-un sediu, și aici era vorba, a plecat din Spitalul 700 în Spitalul Pasarelă, să fie făcut acel proces verbal de predare-primire a bunurilor între secții, astfel încât să nu mai fie aceste discuții. Eu, în momentul de față, v-am spus, anul ăsta nu am auzit de un caz sau valul 4 de pandemie în care se întâmple ca o persoană să nu se piardă hainele, buletinul și așa mai departe. În altă ordine de idei, cum este colaborarea cu DSP și cu întreaga comisie de aici, de la nivel de județ, care se ocupă de absolut tot ce înseamnă dezastru și întotdeauna e aceeași? Da, avem întâlnirile aproape săptămânale, atât cu prefectul, cu Direcția Sănătate Publică, cu medici epidemiologi din Direcția Sănătate Publică. Discuțiile sunt aproape zilnice cu dânsii în ideea de a identifica noi spații, de a organiza activitatea de COVID. Eu, din punct de vedere, ați mai fost sancționați, amendați, că am până văzut în momentul ce-am de față, mai pățit nu, unii alții. Noi nu am fost amendați până în ultima momentul ambulanță, de față. Nu? Da, ambulanță, da, am văzut și la Trebunești, am văzut o situație, dar la noi deocamdată nu a fost. V-am spus, colaborarea este, din punct de vedere, bună în momentul de față, pentru că, până la urmă, dacă nu colaborăm, nu putem să ducem la bun sfârșit, mai ales în această perioadă. Nu cred că trebuie să arătăm acum să sancționăm, decât să ne coordonăm, să comunicăm să și reparăm, să reparăm până la urmă, să găsim la soluții, român, pentru că nu mai dacă să cu controlul și cu amenda, decât să nu știu dacă rezolvă ceva în momentul de față controlul sau amenda. Se greșește, îi spune omului cine a greșit să se corecteze, nu cred că amenda este acum un moment de a reuși în perioada asta. Se va mai spun din folclorul de pe stradă că auzim ambulanțele și de fapt ele merg doar ca să ne sperie? Nu știu, nu pot spune nici da, nici nu. Nu cunosc situația asta. Să lăsăm la nivel de folclor, da, atunci. Da.
Având în vedere că, iată, nu mai sunt decât câteva minute, vă las pe dumneavoastră să le spuneți telespectatorilor noștri ce considerați că e important să știe, pentru că este toamnă târzie, vine iarna, este acest virus nenorocit, dar asta nu înseamnă că nu mai e o viroză, o amigdalită, o pneumonie ușoară pe care o făceam poate și înainte, o laringită, faringită și ce mai fi. Da, din punctul de vedere, în primul rând, așa cum am spus și la începutul emisiunii, orice persoană care consideră care are o simptomatologie să se prezinte de urgență la medic pentru a putea în primul rând beneficia de un tratament sau poate e nevoie de internare. Și în al doilea rând consider foarte important că această vaccinare să continue. Pentru că dacă ne vom opri din nou și iar nu se va face o vaccinare completă sau se va ajunge un prag de vaccinare, probabil că din nou în luna ianuarie-februarie să fim din nou vom vorbi din nou de valul 5 sau, eu știu, Doamne ferește, de alte valuri. Cred că lumea trebuie să conștientizeze de importanța acestui vaccin și cred că rezultatele, v-am spus și în emisiune și până acum, rezultatul cel mai concludent pentru vaccinarea este faptul că 87% din medici din spital sunt vaccinați și faptul că în secțiile de ATI și secțiile de ATI COVID și de boli infecțioase sunt foarte puțini pacienți care sunt vaccinați. Eu zic că sunt două elemente esențiale care ar trebui să îndemne populația să se vaccineze. Și o ultimă întrebare, că e personală, așa las eu câtă una de asta la sfârșit. Spuneați că băiatul dumneavoastră este la Timișoara, la Facultatea de Medicină, și v-am întrebat dacă acolo se merge fizic sau online, având în vedere că, uite, mai avem și noi o săptămână și de vacanță și începe școala, încă nu se știe cum, dar ministrul Câmpeanu a fost foarte vehement și a spus că din nefericire fizică... pentru mine că este în anul întâi, se face școala chiar se face fizic, deci ele participă la cursuri, cursurile se fac online, dar acele laboratoare care sunt se fac fizic. Este săptămânal acolo, pleacă. E vaccinat și este cu ce? Este vaccinat cu vaccinul Johnson. Este vaccinat și v-am spus, participă la toate cursurile care sunt la nivelul, chiar nu vrea să lipsească absolut deloc, este foarte ambițios și îl văd o carieră, îi doresc o carieră foarte bună. Sunteți un tată fericit, un manager care, iată, încearcă să țină în frâu absolut tot ce e acolo, pentru că e... Dar foarte greu. Și groază. Foarte greu, pentru că a fost situație, vă spun, și aici mulțumesc familiei că a fost alături de mine, pentru că sunt zile din săptămână, sau mă refer în weekend, când am avut și am numărat apeluri, 200 de apeluri într-o singură zi. Este o perioadă foarte, foarte grea. Este o perioadă care nimeni nu s-a trecut prin această perioadă și sperăm să se termine cât mai repede. Te apropo, mai puteți? Eu nu știu, vă întreb și eu, că nu e ușor. Așa cum am spus și de medici, nu avem încotro, trebuie să mergem mai departe. Vă autosugestionați, apelați la un prieten să psiholog? Să știți că foarte mult ne încurajează și... Luați un energizant, nu știu. Ne încurajează foarte mult și mesajele pacienților care le primim, mesajele de mulțumire. Care e balsam pe suflet, așa. Da, sunt foarte, foarte încurajatoare. Am văzut un mesaj chiar săptămâna trecută care chiar și a făcut chiar în rândul personalului medical, a adus foarte mult succes, să spun așa, pentru că s-a spus realitatea. Eu vă mulțumesc, domnul Vianescu, vă dau drumul că ați spus că vă grăbiți, sunteți așa de pe drum și aveți multă, multă treabă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și sper eu că am reușit așa în câteva minute repede să le spunem telespectatorilor ceea ce poate unii dintre ei aveau nevoie. Vă mai aștept și cu alte ocazii, vă doresc mult succes și cât mai puține cazuri mulțumesc. Să fie în spital. Doamne ajută. Doamne ajută. Iată, punem punct aici aceste emisiuni. Vă mulțumesc tuturor, o seară bună, la revedere!